Studioul cinematografic Anima Film prezintă. Cenușăreasa. După povestea cu același titlu de Charles Perrault. A fost odată un om bogat care avea o fată bună și harnică. El s-a căsătorit cu o femeie rea, care avea și ea două fiice, la fel de rele. Cum rămânea singură cu fetele, noua stăpână a casei o și punea pe fica ei vitregă la cele mai grele treburi. Seara, răpusă de frig și oboseală, cenușăreasa se cuibărea în cenușa caldă a vetrei. Vai, ce caragioasă e! Stă în cenușă! E o cenușăreasă! Așa o să-i spune, cenușăreasa. Dar cenușăreasa, în hainele ei zdrențuroase, era de 100 de ori mai frumoasă decât surorile ei. Fiul regelui dă un mare bal la care suntem și noi poftite. Să vă puneți cel mai scump pe rochii și să fiți cele mai frumoase. Eu îmi voi pune rochia de catifia roșie cu garnitură de blană, a zis sora cea mare. Iar eu îmi voi pune peste rochie mantia înflorată, brodată cu fir de aur și pe cap coronița de diamante, a spus sora cea mică. Dar ție, cenușăreaso, nu ți-ar plăcea să mergi la bal? Ei, domnișoarelor, râdeți de mine? În sfârșit a sosit și ziua balului. Cele două surori se bucurau că vor petrece de minune la castelul prințului. Cenușăreasa le-a urmărit cu privirea până când nu le-a mai zărit deloc. A început să plângă și, din cauza lacrimilor, nici n-a văzut că a venit zâna cea bună, nașa ei. Ei bine, dacă n-ai să mai plângi, am să fac așa încât ai să mergi și tu la bal. Du-te în grădină și adun un dovleac. Acum vei avea și tu o caleașcă aurită. Ne-ar trebui un vizitiu și 6 valeți. Vezi, acum ai cu ce să te duci la bal. Ești mulțumită? Sunt mulțumită, dar cum să mă duc îmbrăcate cu haine atât de urâte? Zâna cea bună atinse bagheta fermecată și... Ai grijă, nu întârzia nici un minut peste miezul nopții. Altfel, vraja se va risipi. Vai, cât e de frumoasă! S-au minunat toți oaspeții de la bal. Nici regele nu mai văzuse o ființă atât de fermecătoare. Prințul dansă numai cu cenușăreasa. A fost atât de frumos... Dar știi că prințul m-a poftit și mâine seară? Înseamnă că și mâine seară voi veni la tine. A doua seară, în timpul balului, prințul a stat tot timpul lângă cenușăreasa.
Ea a petrecut atât de bine încât a uitat tot ce a sfătuit o zână bună. Primele bătăi ale orologiului, care vestea ora 12, i-au amintit sfatul zânei. Atunci a luat-o la goană, sprintenă ca o căprioară. În fugă, cenușăreasa a pierdut unul dintre pantofii de sticlă, cel mai frumos din lume, pe care prințul l-a ridicat cu mare grijă. Prințul se va însura numai cu aceea care va reuși să încalțe pantofiorul de sticlă. Au încercat pantofiorul prințese, ducese și alte fete de la curte, dar degeaba. L-au adus și celor două surori. E prea mic, nimeni nu o să-l poată încălța și prințul va rămâne neînsurat. Lăsați-mă să-l încerc și eu, i-a rugat cenușăreasa. Zâna cea bună a întins bagheta ei și a îmbrăcat-o pe cenușăreasa și mai frumos decât o îmbrăcase pentru bal. Fii bună și iartă-ne pentru purtarea noastră. De acum încolo te vom iubi ca pe o soră. Fericit că a regăsit-o, prințul a întrebat-o pe cenușăreasa dacă vrea să-i fie soție. Cenușăreasa, care pe cât era de frumoasă, pe atât era de bună, și-a luat surorile la palat și, în loc de o singură nuntă, au fost trei. Sfârșit. Reeditare 1986.